În zona asta, aproape de Caraiman, a avut loc o avalanșă, probabil. După cum se vede, stau pe zăpadă aici, dar deasupra e plin de pământ. Așa e, primăvara, trebuie ceva atenție cu văile. Când e cald, începe să desprinde zăpada de pe versant. Acum deja e desprinsă, că a fost cald zilele trecute, dar toată zăpada e în vale. Așa că aveți grijă perioada pe care vă alegeți. Ori să fie foarte frig afară, să fie zăpada stabilă, ori dacă nu, după ce deja a coborât toată zăpada de pe stânci, ca să nu vă prindă în coborârea ei. În mod normal, pe sub zăpada asta este traseul de vară, doar că este acoperit acum de câțiva metri de zăpadă. Marcajul nu se mai vede. S-a strâns destul de multă zăpadă pe culoarul ăsta. Găsit și un prag aici, care trebuie sărit. Ideal ar fi aici piolet și colțari. Am scos pioletul ca să pot înainta. Se alunecă destul de mult și destul de abrupt. Și la tura precedentă am norocul să mă întâlnesc cu câteva capre negre. Bine, acum la început de vară, sfârșit de primăvară, nu mai sunt negre. Început să transforme maro pentru a se camufla cât mai bine pe vegetația alpină. Știu cât de bine se văd pe filmare. Deja se confundă foarte bine cu vegetația.
Pentru cei care vor să urce la cabana, la babele, există și varianta cu trei cabine. Că e vremea bună, se poate urca cu trei cabine până sus la cabana. Eu mă apropiu ușor, ușor de cabana Careman. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul de YouTube Pași Natură. Astăzi sunt în Munții Bucegi, mai exact la cabana Careman. Am hotărât să fac un traseu de o zi prin Munții Bucegi. Am venit cu trenul din București până în Bușteni și am urcat pe jepi mici până la cabana Careman. De aici o să văd dacă zăpada îmi permite. De aici în sus pare destul de măricică zăpada, dar am tot ce trebuie la mine pentru vremea asta. Și o să încerc să merg mai sus să văd până unde permite și timpul și zăpada. Până aici s-a urcat destul de bine, traseul este foarte bine marcat, zăpada e destul de puțină, pe alocuri prin anumite văi s-a mai strâns, pe unde a venit avalanșa și a adunat toată grămada de pe creste. Una peste alta s-a urcat bine. Cajul este cruce albastră. Se urcă până sus la cabana Babele pe acest marcaj. Traseul pe marcaje este indicat timpul de 4 ore, 4 ore și ceva. Acum depinde de fiecare ce e de mersare. Eu am urcat ceva mai repede. S-a urcat destul de bine. Voi vedea și mai sus, cât îmi permite. De la cabana Careman s-a schimbat puțin peisajul. Aici încă e iarna. E zăpadă cât vezi cu ochii. În față se vede zona unde ajunge telecabina, lângă cabana Babele. Și ceva mai în dreapta, cabana Salvamont. Să încerc să merg spre cabana Salvamont încolo, să văd cum iese traseul. Zăpada e un pic amoale, mă cam afund în ea. A, văd, ușor, ușor, dau înainte. De la cabana Babele, marcajul se schimbă în culoare roșie, aceeași cruce, doar că este roșie. Și coștii la îndepărtare. Și cabana Salvamont. Sfințul mai în stânga. Și cabana Babele îndepărtare spre Piatra Arsă. Marcajul cruce roșie în dreapta spre crucea Careman. Iar pentru cei care vor să meargă la urmă, este marcaj bandă galbenă. Marcajul ne spune că facem 2 ore. Văd cât îmi permite zăpada să înainteze. Să înainteze destul de încet. E cam moarte zăpada.
chiar acum, înainte să ajung pe vârf, s-a ursat puțin norii și m-a acoperit un pic priveliștea. Dar e posibil să mai ducă din ei până ajung pe vârf. Se tot plimbă norii pe aici și fac de cap. O latură frumoasă, latura asta altă. Vreau să mai vedem mare lucru. Asta e frumusețea la munte. Când sunt norii mai jos, apar și dispar peisajele. Cam așa se intre în unele locuri. Ei, și după 6 ore de la plecare din gara din Bușteni, am ajuns pe vârful Bucura. Și imediat în apropiere, vârful Omo. Am înotat ceva până aici. Este foarte cald. S-a muiat foarte bine zăpada. Și pe aia locuri, țin între piciorul până la breu. Dar așa e la final de primăvară. Se topește zăpada. Ai ce să faci? Să fii pregătit pentru astfel de lucruri. Erau bune niște rachete de zăpadă sau niște schiuri de tură. Dar astea, cu puțină voință, ajungi la destinație. Valea Cerbului e acoperită de nori. Un peisaj foarte frumos. Încă mai e ceva zăpadă la camara. Intrarea e acoperită. Vă dați seama cam ce zăpadă e aici. În ianuarie, februarie, dacă în mai aveam atât zăpadă. Asta e un lucru bun. Anul ăsta chiar a nins. Și putea să fie de alți ani fără zăpadă ca lumea. Aici avem marcajele pentru traseele care duc în alte direcții, în Râșnov, în Bran. Pentru cei care doresc să facă trasee și mai lungi de atât, există variante. Și cabana meteo, stația meteo de fapt. Las în urmă cabana Omo și încep coborârea ca să prind lumină pe traseu. Mai am cam 5 ore de lumină, sper să ajung înapoi în Bușteni la tren, dacă o iau ușor la vale. Vă cum reușesc, în cât timp reușesc să ajung înapoi.
fereastra de vreme bună se încheie. În spatele meu se trage cortina. Dispare cabana omul. Așa ca de, ca de rămas bun. Am văzut ce am avut de văzut. Am prins fereastra bună. După care cam asta se vede. Pe munte mai e vorba și despre noroc. Cum ai noroc să bată vântul, să vină norii. E posibil odată să urci să nu vezi absolut nimic, altă dată să te încânte peisajul. Asta e muntele. De asta ne place atât de mult. Cât de frumos. Vine așa ca o cortină peste tot peisajul. Ca și cum spectacolul s-a încheiat. Cam așa se încheie tura mea de astăzi, din Munții Bucegi. Din păcate am intrat într-un plafon de nori și văd că aici la cabana Caraiman vizibilitatea e destul de redusă. Dar cu atenție voi ajunge la destinație. Am tot echipamentul necesar pentru a coboră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă vreți să mă urmăriți pe viitor, vă rog să vă abonați și veți găsi toate filmele făcute de-a lungul timpului, plus ce voi face pe viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare, aveți grijă de voi și ieșiți cât mai mult în natură.